Ba nu, suntem 5 fete. Fetele, vreau să gustați din această budincă. Măi, de ce galbenă e! Lasă că vă mai fac una rapid. Nu știu, mai fac una rapid. Că am lapte, am de toate. Măi, nu te ajutăm, serios, Sorin. Arată foarte bine. Dar vedeți, frige. E gustoasă. Hai, Nati. Ne prind pe cu lapte. Auzi? Trebuie să mai pui lapte, că nu... E cum? Trebuie să mai pui lapte. De ce? E foarte concentrat, da. La asta se referăm. E deci? Foi, da, da, dacă da, nu da, vreau da. Să... dacă pune acușul, fac eu aici așa. Nu știu dacă mai nu merge. Pune, nu. Mai merge? Dacă pune un pic de lapte, Sorin. Acum? Peste asta, ca să nu fie așa de... Se strică? Nu cred că mai pot să pun. E, da, e foarte... Ba dacă nu, mai fac pe cealaltă. Da, dar pune mai mult lapte. Și o fac mai lungă. Da. Da, nu. E bună. Lasă, mai mănânc eu cu... Hai, bagă. Nu vreau să tălesc. De ce? E rău, da? Măcar așa, pentru el, măcar un micuță, micuță. Hai, că mai facem încă una, rapid, 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 rapid. Un pic. Și mie, te rog. Nu se simte bine. Așa. Îți place? Îmi place oricum, eu sunt fan dulce. Vrei? Mâncă, fată. Fernate. Ești fan dulce? Da, sunt fan dulce. Nu vrei să torni eu laptele, Sorin? Cum? Nu vrei să torni eu laptele? Doamne, dacă ții morții și să vii să mă ajuți, hai. Fetele vor să te ajute și nu le cere ajutorul deloc. Hai, fetele, ajutați-mă. Nici unuia dintre noi. Cum ar fi să fim toate în bucătărie? Aici, în asta, încălziști? Nu, nu, ăla, acum. Uite, pornește ăla. Ce frumos. Așa. Îți place, Kinga? Romantic, da. Merge. Încă una. Romantic. Ba, da, merge. Îți spune sex. Pornește prima dată plita. Exact. Drăguț, drăguț așa. Ești pregătit pentru masaj? Eu, încă după da. Ce gătești, trebuie să-ți facă și masaj. Azi? Nu știu. Hai să se încălzească un pic. Și cu laptele ăsta ce faci? Îl pui pe tot acolo? Da. Să fie mai lungă. Auzi, Sorin! Albastru ăla. Sorin! Da. Nu vrei să vii să-l ajut tu? Fii atent că își mușcă buzele la un crățiel. Eu văd că acolo face... Unde-i lua, păi nu ți-ai murdești pe aici? Să-l iau acasă. Ei, lasă, ce faceți și voi după? Adică tu faci mizerie și noi facem curat, nu? Păi da, dar eu fac și voi măcar mâncați. De te murdăi tu de făină. Asta măcar ai văzut, ai vrut acest te uiți, Grațielo. Da. Măcar de te murdăi tu de făină. Că uite, show-ul ăsta gratis poate făcea Sorin cu 20-30 de lei biletul. Grațielo, cum îl ștergeai? Ai, aveam eu grijă cum să-l șterg. Păi, săracul de mine. Să bea un pic de apă, cum e emoționat. Aoleu! Nati, nu vrei să mergi și tu în bucătărie? Nu, hai, Nati, te așteptăm. Sunt bine aici. Păi, grație, tu trebuie să vii de acolo, păi știi, dacă nu? Vine, ea, mă întorc. Mama, deci o să fie asta, o să fie... Nici mai mâncați din aia, asta o să fie... Păi, deja am terminat, fetelor? Deja am mâncat-o? Ați mâncat, Sorin? Da! Da? Nu, 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 nu. Nu, nu, ea crede că-s la un meci de box, știi, și e pauză între ăsta și vine repede, că trece timpul. Se forțează aici să o întărească. Dă-mi iară 15 ani. Nu, se întărește, se întărește acum. Două minute, e gata. Văd că începe să... Eu știam că budinca se face așa. Pui laptele la fiert și după aceea adaugi compoziția, nu pui direct. Păi am pus laptele la fiert. Nu, și n-am văzut. Compoziția și după am pus deasupra. Dădeam foc? Da, era crocot. Și ai măsurat tu, tu că trebuie să pui? Nu vrei să te ajut. Bine. Nu, nu, lasă-mă pe mine, eu fac pentru tine. Tu doar cu privitul, dacă vrei. Păi stai aici degeaba, nu să te ajut dacă tot. Ai trebuit să ai un pic de răbdare, să se îngroașe. Da, de ce Sorin încă este aici? Pentru că trecem la runda a doua, la fete le-a plăcut atât de mult, ca... încât am mâncat foarte repede. Nu mai rămas și pentru tine, fată! Și nu mai rămas și pentru tine și am decis să mai fac încă o dată. Foarte bine, foarte bine. Trebuie să faci la toți băieții. Ce fain să faci asta. Faci la toți băieții, sau? Da, nu știu cum să topesc untul. Ce fain să faci asta. Da. Mai dai să se ia aia și... Să-l pui într-o tigaie. A, da. Mamă, scuze-mă că mă bag peste asta. Tine. Nu-mi vine să cred. Să că am dat-o bară cu prima. Asta e number one. Da, mă, ce wow. Bără și culoarea. Grații. Wow! Bianca! Mi se pare mie sau dacă... Ce, nu știu.
ce s-a întâmplat. Se pare că, de exemplu, dacă cineva primește, toată știu de ce iau 4 plicuri. Să nu-i mai ai 5 minute, nicio problemă. Lasă-l la mine, lasă-l mine că vreau nu, să fac. Nu am înțeles. Wow. Nu, nu știu. La poate mi se pare. Gen, uite, cu în casă și Sorin încă mai stă. Și tu zici că Sorin nu a plecat, știi? Păi asta e, tu vrei să spui că eu am spus ceva de rău? Da. Eu credeam că el a plecat prin grădină și eu pe sus. Nu, dar nu știu, parcă am observat în ultimul timp, gen, dacă eu primești ceva, vrei și tu, știi? Ba, nu, e genul ăla de fapt. Dar ea, asta, ea vrea de dimineață. Chiga, nu te-am înțeles, care e problema? Că eu am mers acolo, eu aveam o surpriză pentru Adrian, pregătită cu o zi înainte. Doar mi s-a părut mie ceva și am vrut să întreb dacă ești așa. Ba, nu, eram, așa, așa, eram doar curioasă, nu să mă înger cu tine, eram doar curioasă. Am înțeles, acum te-am înțeles. Eram curioasă. Ascultă, cum este Sorin acum aici, nu interesa pe ea să o trăiam să-i duc surpriza încă mai înainte. Eram doar curioasă, atât. Nu am nimica, doamne. Îți dai seama că vreau să petrec timp cu Adriana? Eram doar curioasă. Eu de-aș putea, aș merge și acum cu o dată. Tine. Și cum îți pare? Dar tu când erai cu Radu, tot cereai să mergi des la el. Eu vedeam în fiecare la ultima zile, eram acolo și vedeam tot timpul. Vezi? Și eu vreau același lucru. Ce aveți cu tine? Păi, am spus că a venit Sorin și atunci de asta am vrut și eu să plec și eu vreau tot cealaltă. Nu, gena... Nu, eu mă refeream că... Tu ai stat de 5 minute și el stă mai mult. Și de ce el stă mai mult, tu mai puțin. Nu, eu m-am surprins pentru că l-am văzut încă aici. Da, eram doar curioasă dacă tu ești așa. Voiam să te cunoști așa pe cum... tine, așa cum le cunoști pe celelalte fete. Am înțeles. Nu, eu mă refeream că... Tu ai stat de 5 minute și el stă mai mult. Și de ce el stă mai mult, tu mai puțin. Nu, eu m-am surprins pentru că l-am văzut încă aici. Da, eram doar curioasă dacă tu ești așa. Voiam să te cunoști pe tine, așa cum le cunoști pe celelalte fete. Am înțeles. Că spune, fete, dacă ele primesc bomboane, vor și ele bomboane. Nu vreau să se certe cu mine, dar nu s-a primit pentru că eu sunt îndrăgostită. Nu mă cert cu nimeni. Voi înțelegeți greșit, nu o să mai vorbesc cu voi niciodată. Nu te înțeleg greșit, dacă tu te exprimi greșit, îmi pare rău. Sorin, voi prea multe. Nu contează, că și voi sunteți multe. Dar nu m-am supărat. Fetele? Ui, ce bine ești de data asta. Zici că e salată de biof naturală. Hai repede, fetelor, până nu. Deci vă rog frumos să gustați pe asta, să fiu aici să văd că... Nu vrei să cunoști tu? Nu mănânci? Nu, că am gustat. Din... Tu te saturi făcând doar? Da. Ar trebui și eu să mă satur. Așa e perfect. Stai, dar să-mi iau din guriță și... Da, eu salut. Care e mai bună, fetele? Prima sau a doua? A doua. Așa. A doua e mai bună, dar nu e atât de dulce. Da, mai trebuie să zahăr. Nu, dar e ok. Mersi. Da. Am deja pe... Bravo. Hai să văd și eu, să gust și eu cu voi. Sorin. Mamă. E de chinguța, nu m-a spălat pe tine. Ce? Tu așa ești într-o relație, măi, Sorin. Apar. Te ocupi de fapt cred de lângă tine. Cred că e mai rău într-o relație. Are dreptate, Grațiela. E dă și pe pic, îi dai pe pic ăsta. Pic. Mamă, dar ce trebuie cu afinele astea, da? Lari? Da. Eu mă gândeam să... de fapt nu. Mă gândeam să tai sandwich-ul așa, feliu, gen tai așa în două, în patru. Fetelor, sper că v-am surprins plăcut. Mulțumim. Sper că vă place peciul. Da, mă, plăcut. Ești să-mi dat tricou. Sorin. Nu, numele lui. Mai vrei? Numele lui, nu-ți las să iei, să crești mare.